să te întâlnesc. Foarte bucuroasă, am auzit atât de multe lucruri despre tine, desigur doar bune, dar și m-am informat foarte mult înainte de acest interviu, doar că am ajuns aici și am aflat de la colegii tăi că tu vii pe jos la serviciu. Da. De ce faci asta? Da, pe mine mă miră foarte mult, pentru că nu foarte multă lume face asta. De plăcere, e un timp, e jumate de oră cât care petrec singur, cu gândurile proprii. Dar în primul rând eu vreau să te întreb, de ce și cum ai reușit să construiești acest imperiu? Nu l-am construit eu, eu doar m-am asistat și am ajutat unde am putut. Nu este un imperiu, este un grup de oameni care lucrează cu același scop. Și doar atât, eu am oferit asistența mea ca să aduc compania acolo unde este Moldova. Și dacă vorbim jocul despre clădire, totdeauna a fost o speranță de mea că într-o zi reușim să facem o casă, să ne mutăm într-o casă la fel de bună cum e și casa colegilor noștri din București sau Cluj sau Iași. Sper că mi-a reușit. Noi am ajuns aproape de oficiu. O să-ți dau toate întrebările acolo deja și în primul rând o să întreb și o să vedem cum îți începi tu ziua de muncă. Bine? Hai! Dar cât a costat? Cât v-a costat ca să construiți acest oficiu? Nu pot spune absolut motiv că nu am cifrele. Pentru că, de fapt, nu noi l-am construit, deci noi îl luăm în arendă. Pentru că noi îl luăm în arendă clădirea. N-am făcut construcție. Dar am făcut careva lucrări de finisare. Doar atât. Eu am crezut că este anume construit special pentru ei. Da, într-un fel este, pentru că de n-ar fi fost în DAV, n-ar fi fost construită clădirea aceasta. Deci clădirea aceasta era în planuri din momentul în care a fost construit Hasiș, din momentul în care a fost construit Molo. Și noi când am venit la compania, la dezvoltator, ei ne-au scos schițele de... Cum îți începi tu ziua de muncă? Uite, hai, te rog să intri în bucătărie. De regulă îmi iau, pahar de apă, câteodată cu cafea, dar depinde. Trebuie să fie pe aici pahar de apă. Nici acum nu știu, nu mai țin minte unde sunt, uite aici. Se vezi cu cafea sau cu apă? Apă. Apă. Și eu mă încep ziua de muncă cu o cafea, fără de asta cred că eu nu aș putea să rezist, să fiu mai conștientă, mai multă energie. La ce oră începi munca? Între 8:30, 9:30, cam așa, în funcție de agenda care am pentru ziua respectivă. Dar în cazul în care apare o problemă sau un angajat are anumite o nevoie, te poate contacta în orice moment? Ești deschis în acest punct de vedere? Oricând, eventual putem să trecem pe la etaj, pe locul meu de muncă, să vezi un spațiu deschis tău, un spațiu deschis ca și tot ceilalți. Și oricând toți angajații sunt bineveniți. Da, desigur că mai des comunic cu echipa de management a Endave, echipa de management din Chișinău, dar oricine este binevenit și chiar oricine se poate să apropie și o face. De înălțime? Nu, de înălțime, nu de ascensor. Mi-este frică că o să mă blochez.
Exista riscul ca aceste ascensoare să nu lucreze? Da. Și toată lumea surge. Da, a fost mai ales prima lună, a fost situații multiple când nu lucrași. Mai aveam o colegă care, în echipă de leadership, care e frică de moarte, de lift. Dar aici ce o să fie? Spații de oficiu, eventual, da, uite așa, imediat după ce s-a finalizat construcția, cam așa arătau toate etajele. Și în scurt timp, au durat 2-3 ani să finiseze și să arată așa. Cum arată mai jos, de, precum și etajul la recepție. Care le... Dar aproximativ oricum, cât costă ca să luați în arendă acest oficiu mare? Aproximativ, nu știu, câteva sume enorme de bani, presupun că, sau... Păi se adună, deci de considerentele că la moment în clădirea aceasta arendăm 9000 de metri pătrați, se adună multe mii de euro și în afară de aceasta mai luăm, dat fiind faptul că în continuare creștem și creștem destul de repede parcursul, mai repede decât am presupus că... Ok, despre asta o să discutăm un pic mai târziu. Eu mai întâi aș vrea să aflu mai multe despre tine. Extraordinar! Foarte frumos! Da, dacă cinstit, nu mă gândeam că va arăta într-atât de frumos și va fi așa un view de frumos asupra. Și cât de des vii pe acoperiș? Să spun cinstit, eu n-am fost pe acoperiș de momentul în care, chiar înainte de mutare, nu știu, 3-4 luni în urmă. Nu ai timp pentru asta, vreau să spun, da? De profesie ești economist. Așa. Și cum ai ajuns tu să muncești în domeniul IT? Totdeauna a fost o pasiune pentru mine, din școală. Am făcut IT în timpul liber, am făcut programare în timpul liber, am participat la olimpiezi când am putut. Așa s-a întâmplat că am ales economia. Câteodată regret, câteodată mai puțin. Dar fi să mai fac o alegere acum, cred că la sigur că aș merge, din start aș merge la IT. Ai lucrat 11 ani într-o companie în calitate de project manager, după care ai venit la Endava din 2007, la fel în aceeași funcție, practic, în domeniul... Nu este cam așa, eu am plecat din companie precedent în calitate de project manager, și șef departament, dar de fapt am venit în compania respectivă în calitate de doar de office manager. Deci primul meu job era să fac traduceri și să răspund la telefoane. Asta e primul meu job de la 17 ani. Și ai ajuns? Cât un pic. Știi că picătura e chinezească. Cât un pic. Fiecare, nu știu, 2-3 ani ceream alte responsabilități, ceream alte roluri, făceam ceva diferit. Da, așa. La Endava, cariera ta a cunoscut o ascensiune foarte, foarte așa frumoasă. Care a fost parcursul tău, dacă ne poți da, de exemplu, din 2007 erai project manager, după care știu că director Endava Iași? Da, uite, eu când am venit... Când am venit la Endava și m-am angajat, eu prin așteptate am fost rugat să preiau un proiect destul de mare. Deci la moment era de fapt cel mai mare proiect Endava care îl aveam. Aveam în echipă inițial doar vreo 10-15 oameni și în scurt timp, într-un an, a crescut proiectul la peste 56 de oameni, pare mi se. Și era un proiect destul de complex. Era foarte dificil la început, pentru că deja am făcut project management, n-am făcut project management în IT. Primele 3 luni lucram 12-15 ore pe zi, zi de zi. După care, practic da, pe motiv că am venit și am început lucru cu acest client într-un moment de criză. Și în momentul acela deja nu mai legi timpul, știi, lucrezi atunci când este nevoie.
Но, după care am livrat cu succes și mi s-a propus în momentul respectiv să preiau poziția. Deci, pe lângă project management, să mai fac și coordonare de alți project manager, da? Deci să iau poziția de șef a departamentului de project management și de livrare în general. Și astfel, pe lângă lucruri nemijlocit cu clienții și cu proiectele, am mai fost expus la un număr foarte larg de alți clienți, poate am fost expus la niște colaborări diferite, la contexte diferite de lucru care le-am avut cu diferiți clienți în cadrul diferite proiecte și am avut învățat foarte mult. Și la un moment dat, după vreo 4 ani de lucru în poziția respectivă, deja mă saturasem, deja devenise o rutină, știi. Și în momentul acela am început să mă implic și în lucru la nivel de unitate. Și am rugasem la momentul acela directorul unității din Chișinău să-mi dea ceva de lucru, anume care îl face el. Ce ar trebui să facă tinerii ca să ajungă și să aibă parte de o carieră de acest gen? Ca a ta. Ce calități ar trebui să aibă? Nu neapărat să fie carieră de genul meu. Deci, o carieră de succes. Da. Să învețe cât mai mult. Să învețe cât mai mult și să încerce să acapere experiența pe orice cale posibilă. Nu este suficient, deci nici într-un caz nu trebuie să se focuseze pe bani. Da, este un factor important, știi? Mai ales la, nu știu, 20-25 de ani, e un factor destul de important, aș zice. Dar e o perioadă critică de dezvoltare a carierei, în care este nevoie să investești anumit timpul tău și resursele, toate resursele care le ai în dezvoltarea proprie. Deci eu când vorbesc despre experiență și despre cunoștință, nu mă refer doar la experiența de muncă nemijlocit profesională și cunoștințele în domeniu. La fel de important și sunt importante și soft skill-urile, știi? Noi spunem, pe lângă IQ, este important și EQ, which is emotional intelligence, știi? Eu am avut parte de colegi care la timpul potrivit mi-au dat feedback-ul potrivit și mi-au spus, uite, Radu, asta nu faci corect, încearcă poate să fii mai moale, nu e nevoie totdeauna să fii dur și să insiști, câteodată mai repede atingi anumite scopuri prin prin o abordare un pic mai diferită, știi? Și asta și-am încercat câteodată să fac și am învățat să o fac, să-mi ating scopurile prin căi nu poate nu atât de drept, știi? Până când ești tânăr, tind să operezi în termeni foarte absoluți, da? Viața e un pic mai diferită decât atât și este important să ai persoana, poate, sau colegii care să te ghideze la moment și să mai împărtășe de cum experiență. Te vezi peste 10 ani? Bună întrebare. Există, adică ai un post foarte, foarte bun, adică există ceva mai la care visezi un vis și un scop mai mare decât acesta, care ar fi el? Să știi că sunt totdeauna, I'm torn, știi, mă rup între două extreme, știi, desigur că vreau să devin și mai bun, într-o funcție și mai înaltă, să lucrez la un diferit nivel, în același timp, îmi doresc să lăs toate baltă, știi, și să fac un pas înapoi și să trăiesc o viață mai liniștită, știi. Dar te-ai gândit vreodată ca să lansezi propria afacere în domeniul IT sau în alt sector? A ta personală? Niciodată nu m-am gândit la asta. De fapt, m-am gândit de câteva ori, dar să știi că eu sunt o persoană care nu ia riscuri destul de ușor.
Eu câteodată analizez mult prea mult. Și anume pentru o afacere proprie, mai ales la o fază incipient, este un factor negativ. Eu nu cred că aș putea să accept toate riscurile. Aș putea să accept ușor, hai așa să zic, toate riscurile cele care ar putea să mă gândească în calitate de antreprenor. Am înțeles. 11 ani ai lucrat într-o companie și aproape ai 13 ani la Endava, dacă nu greșesc, aproximativ. Da. Ce au făcut aceste companii ca să te țină pe tine atât de mult timp la ei? Creștere profesională. Deci banii da, au urmat. Deci au fost și bani. Deci nu a fost doar una fără alta. Dar de moment ce demonstrezi că duci o valoare companiei, și compania te răsplătește. Au șanse ca alte companii din Chișinău să te aibă în echipa lor? Ce ar trebui să facă ele? Ce condiții ar trebui să... Desigur că ar avea șanse. Doar că vezi, Endava până acum a reușit să-mi ofere o carieră destul de bună și avantajul care are Endava față de alte companii, inclusiv de pe piața locală, este în primul rând creșterea vertiginoasă care o are. Și în cadrul creșterii este în cadrul creșterii acestea și o listă tot mai mare de oportunități, atât pe plan local, cât și pe plan internațional. Apropo, observ că nu ai un birou aparte. Nu este pe aici. Adică este așa în mijlocul, ești în mijlocul acțiunii, de fapt, adică nu mai e... Unicul avantaj care aveam, mi-a luat un birou din colț. Ar avea o șansă cu altă companie din Chișinău să ajungă la același nivel ca Endava? Desigur. Ce ar trebui să fac? În primul rând e nevoie de o viziune. Eu cred că asta a fost principalul și este principalul diferențiator între compania noastră și alte companii care mai livrează soft. O viziune a viitorului, deci o viziune care a avut CEO o companie și echipa de leadership a companiei acum 15 ani în urmă. 10-15 ani în urmă. Și au într-un mod foarte perseverent au încercat să obțină, să implementeze această viziune în viață. Ar fi nevoie de un buget sau ar fi nevoie de oameni foarte buni? Sau și una și alta? Buget... Scum, bugetul e o chestie relativă. Bugetul vine și îl obții atunci când ai idee. Deci, după mine, e esențial să ai ideile necesare și să ai oamenii care ar putea să vină cu ideile și să implementeze ideile. Și bugetul eventual se obține ușor. Nu asta este problema. Cum a început Endava? Cu câți oameni? Uite cum eu am să-ți spun povestea care tot eu am auzit-o, pentru că eu n-am venit din prima zi a Endavei. Deci lucrurile s-au întâmplat acum fix 20 de ani în urmă. A fost un grup de moldoveni pasionați de tehnologie, toți din Universitatea Tehnică, cu care a strâns domnul Nedelciuc. Au găsit un investitor de Marea Britanie și au hotărât să creeze o companie. Deci a fost practic a început o companie de 6 oameni. Ca să înțelegi, deci din 2000 până în 2005, de fapt, a crescut compania, a crescut la 100 de oameni
plus-minus. Cam la fel, Camarime, cum sunt și multe alte companii, inclusiv de origine moldavă, din Chișinău. După care a urmat o serie de achiziții și fuziuni. Fuziuni de succes, inițial cu o companie de consultanță din Marea Britanie, după care cu o companie de IT din România. Și în momentul acela am devenit Endava, că până atunci am fost Confuda. No. Și în 2007, când am venit eu, de exemplu, în Endava, eram circa 250 de oameni în toate țările. Deci în România, în Moldova și în Marea Britanie, dintre care circa 130-140 erau doar în Chișinău. Și secretul era că erați foarte bine pregătiți. Foarte productivi. Eram și suntem oameni care sunt pasionați de ceea ce fac. Și o fac foarte bine. Și am angajat oameni pasionați. Știi, am adus oameni pasionați care la rândul său au adus alți oameni pasionați, la fel de pasionați. Și care au putut și au reușit în an de an să livreze la targeturile care și le-au propus. Mulți directori se plâng că nu găsesc oameni de calitate în Moldova. Este corect sau nu? Cum reușiți voi să-i aduceți pe acești oameni de calitate sau voi îi pregătiți? Într-adevăr, e foarte dificil. E mult mai dificil să o faci acum decât, nu știu, 15 ani în urmă, să zicem, da. Și anume, din acest motiv, am ajuns câțiva ani în urmă și la concluzia că ar trebui să pregătim noi, preponderent să pregătim forțele de muncă. Noi în continuare angajăm oameni, angajăm și oameni mai seniori și mai puțin seniori, dar preponderent angajăm absolvenți de la universitate, în mare parte. Și îi pregătim și îi creștem. Îi creștem în cultura noastră, îi creștem cu valorile noastre. Ce ar trebui să fac companiile IT pentru că se plâng că au o lipsă, un deficit de angajați specialiști în domeniu? Și Endava, am înțeles că are un deficit de angajați, da, dar companiile și mici, și ce fac ele? Plângem. Cum să... Să-și creeze... să-și creeze proprii angajați de la băncile școlii, la fel cum o facem și noi. Este o investiție comună, deci nu e un joc de o persoană, nu e jocul guvernului sau jocul companiilor, deci e un joc comun. Este nevoie de implicare a tuturor părților aici pentru a livra un rezultat, pentru a mări numărul de absolvenți în domeniu. Și a mări pool-ul ăsta de candidați și talente. Pe lângă investițiile care le avem în universități, mai este nevoie să facem investiții și în training-ul vocațional. Noi deja suntem martori, avem mai multe cazuri de succes în companie, când oamenii care n-aveau nici în clinici și mânică cu IT-ul, la un moment dat, acreditarea, au hotărât să-și schimbe cariera. Cât timp trebuie ca o companie IT mică, câți ani ca să ajungă să facă outsource pentru Londra, pentru New York? Nu cred că e corect să numim companie Endava ca companie de outsource. Că, de fapt, nu facem outsource în sensul clasic a termenului. Deci noi, de fapt, livrăm servicii. Noi nu oferim echipe de oameni care să livreze aceste servicii. Deci este o diferență destul de esențială. Bine. Atunci, ca să oferim aceste servicii pentru la nivel internațional, cât timp ne trebuie ca să facem un nume? Nu, eu pot doar folosi Endava drept exemplu, deci la noi a durat circa 20 de ani, no, 15-20 de ani. Și într-adevăr, inițial am făcut outsource, deci primele proiecte care le-am avut au fost proiecte de outsource. Deci e foarte greu să construiești o relație de încredere
Și de fapt de asta ai nevoie de încredere din partea clienților pentru serviciile care tu le livrezi și pentru compania ta în general. Și în momentul când ai această încredere, deja vine mult mai ușor să vinzi anumite servicii decât să vinzi echipe sau oameni, ceea ce fac mai multe companii de fapt din domeniu. Și de asta, de fapt, lucrul anume în DAVA este mult mai interesant, sau eu privesc că fiind mult mai interesant decât lucrul la o companie de outsource. Pentru că aici clientul, de obicei, clientul vine cu o problemă de business, problemă de afaceri și care nu de nouă și care noi încercăm să rezolvăm. Știi, nu e o problemă de am nevoie de 5 dezvoltatori Java și 3 testeri. Înțeles. Eu văd acolo o chitară. Da. Eu știu că tu cânti la chitară. Nu, eu încerc să cânt la chitară. Mai am colegi aici care într-adevăr cântă la chitară. Eu să... Da. Eu am auzit că, adică, eu nu le-am văzut personal, dar am văzut în materialele făcute tot de colegii mei de la Agora, sala de yoga, ați pregătit pentru angajați, sălile de relaxare și chiar aș vrea să le văd și dacă poți iei cu tine și chitara. Va fi o chitară, sper și acolo. Acolo, da? Da. Să știi că eu n-am fost în sălile respective de când am făcut deschiderea. Nu știu, chiar vreau să te întreb, dacă tu ai timp și dacă angajați au timp să facă asta. A fost de fapt odată când am mai procurat câteva instrumente care le aveam lipsă și le-am văzut doar atât în camera de Music Pro. Deci muzica e o chestie care trebuie să te ocupi permanent, știi? Și permanent ca să ai ceva progres, asta trebuie să fie minimum o oră. Da, dar asta e un hobby al tău până la urmă, nu? Da. Dar nu când suficient de bine ca să tu show off. Da. Nu cât e suficient de bine ca să, nu știu, poate pentru a face o carieră din asta sau asta, dar... Nu, chiar să-mi proces doar de învățare. Deci e o chestie care am visat-o, știi, că am vrut să o fac de mic și n-am mai reușit-o. De exemplu, și eu sunt pasionată de astrologie, dar nu fac asta la nivel profesionist. Citesc foarte mult despre asta. De ce ați hotărât că voi să faceți o încăpere de acest gen? Pentru că sunt foarte mulți băieți și fete pasionați. Se cânte la chitară, la pian, la cel puțin avem două formații, grupuri de oameni care cântă în formația, ca așa zic, nu știu dacă sunt formație, știi? Și ei au timp pentru asta? Deci am spus mai devreme că am un coleg din echipa de leadership care o face în mod profesionist, adică sâmbătă, duminică, el cântă, mai cântă chiar și la anunț, la cumătrii, la... Da? Da, o face, plus la concerte, rock. Ce fel de muzică preferi? Rock, da. Eu de cinstit, nici nu știu cum să le unesc pe aici. Așa. Dar nu, eu n-am să cânt, chiar nu am să cânt. Nu, guys, no, don't push it. Nu mai știu. N-am să cânt. De la ce vârstă cânti, apropo, la chitară? De acum câțiva ani. Deci a fost o chestie care am zis că vreau să o încerc și am început-o de la zero. Deci sunt călcat pe urechi de toți urșii din codrii Moldovei. Nu pot cânta, deci voce absolut deloc. Nu țin ritmul, mâinile nu mă ascultă. Este o, deci știi cum, am început nu de la zero, am început de la vreo minus 5, știi? Și câte un pic... Dar asta te ajută pe tine să te descarci, să te umpli de energie? Mă deconectez, absolut mă deconectez.
uit ce se întâmplă la serviciu, uit ce se întâmplă acasă, știi? Haideți să mergem mai departe. Eu chiar vreau să văd sala de yoga. Eu fac yoga, apropo, și îmi place foarte mult. Și un numero specific. E de la... Și un numero specific. De la, cum să spun, rogojina asta. Aha. Faci yoga sau nu? Nu fac, dar am să fac. Apropo, eu chiar îți recomand, te ajută foarte mult. Dar vină, sala asta este folosită la propriu sau nu? Sau nu cunoști? Nu știu să spun. Știu că avem băieți care practică yoga. Și de mai mult să știi că nu am făcut-o pentru yoga ca tare. Deci am făcut ca o cameră de meditație și o cameră liniștită, în care să poți să deconectezi de zgomot și de... Și tu, ca director, permiți angajaților, de exemplu, dacă au simțit că gata, eu nu mai pot, eu am nevoie de odihnă, să vin aici și să mediteze timp de jumătate de oră în timpul orelor de muncă. Cum no, ești văzut acest mecanism? Nu, uite... În multe companii este foarte strict, adică nu ai voie orele de pauzele de cafea sau știi despre ce vorbesc. Da, da, da. Eu sunt conștient de fapt toți suntem conștient de faptul că lucrul mental e un pic diferit. Este nevoie de un focus. Deci, așa, creierul uman nu este capabil să mențină un focus un timp foarte lung. Deci noi putem să ne focusăm, nu știu, zicem, jumătate de oră, o oră, după care avem nevoie de o pauză, știi? Și nu am nicio problemă ca oamenii să-și ia pauză și să stea în cameră de genul ăsta sau cameră de genul music room sau meargă la o cameră de masaj unde să-și petreacă timp, nu știu, 15-20 de minute, jumătate de oră, dacă este nevoie. Până la urmă, toți sunt orientați pe rezultat. Deci, ca să înțelegi, lucrul se întâmplă în echipe. Și, de fapt, echipa, fiecare membru echipei și întreaga echipă este responsabil de rezultatul final și de livrarea acestui rezultat la client. Ce alte încăperi mai ai? Mai avem o mică bibliotecă sus, la etajul 11, mai avem o cameră de masaj, chiar și care n-am încercat-o. Eu n-am știut chiar atât de aproape. Da. Asta da. Nu cred că mai vezi asta undeva decât la Endava. Deci toată ideea cu camera, nu știu, cred că ai observat, tot oficiul are o temă de urbă. Știi? Și am încercat camerele, design-ul de principiu din birou să le facem cu același motiv, cu motiv de urmă. Și deci camera aceasta, camera de masaj, are motivul de cinema. Știi? Cam. Așa, vederea noastră ar trebui să arate un cinema adevărat. Ai încercat? Nu. Nu? Nu, niciodată. Nu vrei să încerci? Mă tentez. Da. Trebuie descălțat? Eu trebuie să încerc și eu. Cred că după asta nu o să mai am ocazia asta, adică... Așa? Da cum? Și mai departe? Aha, mai aici. Și eu mai departe. Și de masaj? Să dorm? Da. Nu trebuie, am dormit 2 ore noaptea asta dacă dorm. Apropo, voi ați spus un termen limit în care angajații se pot relaxa, odihni, un termen limit în care ei pot să folosească aceste o day de relaxare sau nu? Nu. Ați discutat înainte de asta?
Ca nu să nu se exagereze. Nu doar pentru că vezi pe perete doar câteva de reguli. Ce se întâmplă? Care au fost pașii pe care tu i-ai făcut ca să ajungi ceea ce ești acum? În primul rând a fost să ies din zona de confort. Și mereu am făcut chestia asta. Și din considerentele astea, eu cred că orice cine ar putea să ajungă să aibă succes ca mine, chiar și mult mai mare decât mine. Eu am încercat de câteva ori să dăm această întrebare, dar nu am reușit. Adică în ultima perioadă tot mai mulți directori încearcă să atragă atenția mai mult la oficiile lor, ceea ce ați făcut și voi. Dacă într-adevăr, după ce am vizitat acele trei camere, le-am văzut, dacă într-adevăr au dat rezultate și dă rezultate atmosfera oficiului. Dacă vrei să-ți răspund acum în termen de măsurabil, nu cred că am să pot să fac. Dar cred că în termen subiectiv, desigur că s-a schimbat lucrurile. Deci modul în care oamenii lucrează în cadrul acestui oficiu, desigur că s-a schimbat. Deci în cadrul acestui oficiu avem mult mai multe posibilități și oferim mult mai multe posibilități de colaborare pentru angajații noștri. Avem un număr mult mai mare ca mai devreme de săli de conferință. Modul în care grupăm oamenii pe etajele permite să comunice nu doar în aceste săli, dar și chiar în open space. Oferim și spații de genul ăsta care suntem acum pentru traininguri. Dar să știi că facem traininguri atât interne cât și externe. Ce fel de traininguri? E vorba doar de IT sau e vorba și de altceva? Dezvoltare personală? Susținem angajații noștri în participarea la diferite conferințe internaționale, după care ei vin și împărtășesc experiența și ceea ce am învățat aici cu ceilalți colegi. Dar nici asta, deci asta e partea tehnologică, soft skills, iarăși avem aceleași abordări. Pe lângă angajarea, poate, sau pe lângă angajarea care va companii externe, da, companii terțe de servicii, de consultanță sau de training, și colegii noștri oferă aceleași prelegeri sau aceleași traininguri și mai mult mai ușor să fie percepute de peerilor. Plus, ceea ce am vrut să menționez neapărat e că nu oferim doar traininguri sau încercăm să nu ne focusăm doar pe dezvoltarea oamenilor din cadrul companiei. La fel, am început deja să oferim spațiile care le avem aici și pentru traininguri sau pentru evenimente din comunitate. E vorba și de investiții financiare când e vorba de traininguri. Se merită sau nu? Contează fiecare oră și fiecare euro care îl investim. Pe simplu motiv că oamenii devin mai productivi după, învață mai ușor sau reușesc să crească în carieră mai repede și respectiv aduc o valoare mai mare atât clienților noștri cât și respectiv companiei noastre. S-ar fi început un fenomen în România mai ales, fat cut, ceva de genul că specialiștii IT s-ar lăsa pe tangeală și ar ști că sunt plătiți foarte bine și deja nu s-ar pregăti suficient. Este adevărat și dacă s-ar putea începe un asemenea fenomen și în Republica Moldova, dacă v-ați gândit la posibilitatea asta? Cred că are elemente de adevăr acest mesaj. Nu cred că ne afectează într-așa un fel cât să ne oprească lucru. După mine e o chestie mult de cultură. De cultură a companiei, de cultură a angajaților și eu de fapt nu prea fac griji aici.
dar din ce cauza a pornit acest fenomen până la urmă? No, dacă puteți vorbiți mai mult, despre asta. Da. Deci originea fenomenului are în faptul că salariile medii plătite în domeniul de IT angajaților sunt mult, mult mai mari decât cele medii pe economie de o parte și pe de altă parte este o cerere permanentă și constantă asupra angajaților, asupra specialiștilor din acest domeniu. Și respectiv mai ales pe piețele mai mari, dar și pe piața noastră, unii tind să se lasă duși de vală. Ce fac oamenii după Endava? Preferă să plece peste hotarele țării sau preferă să se întoarcă într-o companie mai mică IT? Pentru că totuși aici este un nivel, de fapt, cel mai ridicat, dacă să spunem așa. Companii mai mici. Uite care situație. Deci, toți oamenii care pleacă, de principiu, cam jumate, din păcate, emigrează. Și în mine, din această cauză, contribuția noastră la dezvoltarea pieței este minimizată de acest factor. Dacă ne uităm la cei care rămân, de regulă, rar când pleacă la o companie mai mică. Și dacă și pleacă la o companie mai mică, din ce companii de gen startup sau o companie cu capacitate de creștere foarte mare. Din păcate, este o diferență destul de mare între modul de lucru și expunerea într-o companie mare și într-o companie mică. Ar avea șanse un începător ca să fie angajat la Endava, care nu cunoaște absolut domeniul IT? Care absolut nu cunoaște. Adică este începător, nu știu. No, uite, noi suntem o companie IT și preponderent angajăm oameni care au studii IT. Cum am spus și mai devreme, se întâmplă cu oamenii care își schimbă vocația să fie suficient de perseverență, să învețe o vocație nouă și în cazul dat noi îi angajăm chiar și fără experiență în domeniu. Deci, dacă spunem despre lipsă de experiență, da, este absolut sigur că noi putem și vom angaja oameni care chiar și dacă nu mai mult decât atât, nu, dar pur și simplu dăm un termen. Deci noi avem o serie de programe, între care și programul nostru de internship, prin care noi trecem persoana respectivă. Durează programul 3 luni și după aceste 3 luni, practic, oamenii sunt apți să lucreze în proiect. Și cu mică ajustare, poate ceva training adițional, în scurt timp după noi, de fapt îi punem în proiecte. Deci ei livrează deja lucru plătit de către client. Este o anumită vârstă în care tu poți face asta? Este o limită de vârstă sau nu? Nu este nicio limită. Deci, poate vine un bărbat, de exemplu, de 50 de ani și se apuce de IT, da? Este posibil? Teoretic, da. Zic teoretic pe motiv că, de principiu, persoana respectivă va trebui să pășească peste ego-ul propriu, să fie de acord să accepte faptul că performează el sau ea la 50 de ani, performează la fel ca și o persoană, nu știu, de 20 de ani sau 25 de ani și să înceapă practic de la zero. Pentru mulți e greu să accepte așa o schimbare, modificare în carieră. Endava numără aproximativ 1000 de angajați. Cum reușești în calitate de director să îi ții sub control pe toți? Răspunsul simplu, nu îi țin sub control. Secretul este în a crea contextul și a crea structura și a crea cultura ca oamenii să se țină în control. Ca oamenii ei însăși să-și controleze lucrul, activitățile. Mai explicit, mai exact.
No, de principiu, conform la toate tratatele de management, da, care sunt de mainstream, foarte greu, să zic, imposibil să faci management la mai mult decât 10 oameni. Și eficient managementul se face, se zice că se face eficient managementul doar la circa 5-7 oameni, cam asta e numărul optim de reporting lines. Cum e situația când avem o echipă de aproape 1000 de oameni în Chișinău, îți dai seama că e imposibil să faci management. Deci, în primul rând, contează foarte mult pe echipa, pe echipa mea de leadership, echipa mea de conducere, pe șefii de departamente și capacitatea lor de a organiza compania și de a organiza fiecare din departamentul propriu. Când noi, ca grup, definim o strategie oarecare, care noi o agriem, și implementarea strategiei la nivel de departament, deci mijlocită acțiunile, implementarea acțiunilor o lăs la discreție fiecare om și fiecare departament, astfel ca aceste acțiuni să fie ajustate cât mai bine la necesitățile particulare. Și ce sfaturi ai putea să dai altor directori care conduc o echipă de oameni? Că, într-adevăr, această echipă să fie productivă. Deci, secretul este echipă care se auto-organizează, care poate să-și ajusteze acțiunile și activitățile astfel încât să răspundă cât mai bine la provocările care o au ei drept grup. Dar cum facem să avem această echipă care se auto-organizează? Pentru că nu orice echipă poate să facă asta. Noi o construim până la urmă. Multă experiență, e clar că noi o construim. Este esențial ca noi, ca manager, să reușim să găsim provocările individuale pentru fiecare din membru echipei, astfel încât, până într-un final, fiecare să aibă ceva de învățat în fiecare din exercițiul ăsta. Ce crize a avut Yendava? Și greșeli pe care le-a avut, pierderi financiare? Am avut crize în mare parte cauzate de către factori externi, dar totdeauna am găsit un mod de a răspunde la aceste crize. Deci am avut situații în care, la un moment dat, mă țin minte, vreo 6-7 ani în urmă, vreo 4 ani în urmă, a picat considerabil, cu vreo 15% a picat lira față de alte valute. Și cât ați pierdut atunci? Nu e vorba de pierdere ca tare financiară. Deci noi, ca companie, noi ne protejăm de așa riscuri, de riscuri pur financiare. Era o criză care ținea de faptul că celelalte companii pe alte piețe, cum ar veni piața din piața din Moldova, achitau salariul nominat în euro sau în dolari. Și noi, practic, peste noapte am devenit mai puțin competitiv cu ei, știi? Și, practic, peste noapte salariul angajaților noștri a scăzut cu 15%. Ori, eu înțeleg, oamenii de la noi pleacă de regulă atunci când diferențele de salariu sunt, nu știu, peste 30-50%, dar pentru unii a fost și 15% a fost un impact destul de considerabil. Diferențiatorul principal la Yendava față de alte companii este că noi, în linii mari, suntem pregătiți de varie crize, atât plan extern cât și intern. Pot să duc cu un exemplu. Deci, atunci când s-a început războiul în Ucraina, în decurs de lună după începutul războiului, deci noi precautăm scenarii reale. Și nu doar le precautăm în mod teoretic, dar în mod practic făceam planificări și făceam exerciții de acțiuni care ar trebui să întreprindem în caz că, de exemplu, aceeași armată rusă ajunge la hotarele cu Moldova sau între, de exemplu, Moldova. Și erați pregătit pentru orice noi scenariu? Noi eram pregătit pentru orice scenariu, inclusiv cu evacuarea angajaților, inclusiv cu livrarea proiectelor din alte locații, dar și cel mai simplu scenariu de comunicare. Deci noi,
practic aveam comunicarea pentru clienții noștri gata în caz că ar fi avut loc un astfel de scenariu. Cum vedeți Endava peste 10 ani sau 15? Sau chiar acei 5 ani, pentru că voi atât de repede vă dezvoltați și creșteți că eu nu știu ce o să fie peste 5 ani. Eu aș vrea să văd Endava unele ca fiind una din top 5-10 companii din domeniul din lume și eu cred că real să creștem la anvergura unor companii cum ar fi astăzi IPAM-ul sau Accenture, doar că eu foarte mult sper, de fapt cred că noi vom fi mult mai buni decât aceste companii. Deci că ne vom păstra diferențiatorii care avem la moment și pentru viitor. Și această cultură care o avem și care o încercăm să menținem de când am fost 100-200 de oameni. Care e esența acestei culturi? De a fi deschis, de a fi adaptabil, de a fi deschis să accepți provocările, de a fi adaptabil la contextul proiectelor, la contextul lucrului clientului, nu să te focusezi pe o abordare care tu știi una și bună, știi, da, să poți să fii mai agil. Foarte mult din succesul care îl avem noi ca companie și care îl am eu personal constă în faptul că pot să am încredere în angajații, în cei care mă înconjoară, în echipa mea de management și constă în faptul că clienții pot avea încredere în angajații noștri. Deci este unul din factorii de succes și care aș vrea să-l mențin. Unul din valorile care aș vrea să-l mențin. Foarte frumos spus. Care a fost nota de plată achitată de tine pentru a ajunge ceea ce ești acum? Familie, mai puțin timp cu familie, poate mai puțin creativ, poate mai puțin am comunicat decât aș fi vrut. Încerc să recuperez pe cât e posibil, cât e posibil. Și sper să nu fie prea târziu, știi? Și să combin cât mai eficient totuși serviciul cu viața familială. Spune-te, rog, câteva sfaturi pentru tineri, pentru a ajunge undeva sus, să atingă succesul. Așa, o recapitulare, o analiză. Eu am o fată care, fiică care are 17 ani, știi? Și încă una are 14. Și observ totuși este diferență de generație. Deci atenția tinde să... Deci copiii, generația mai tânără, tind să piardă atenția foarte repede în momentul că nu le este interesant ceva. Ar fi bine să o mențină. Ei nu sunt sigur că am ce ar dori să facă în viață. Încearcă ceva și imediat lasă. Eu aș sugera să fie un pic mai perseverență. Să aleagă în domeniu și să încerce să depună un efort. Succesul, de fapt, se datorează în mare parte muncii. Multor ori asidu de lucru într-un domeniu de studiu, de activitate, de experiență. Și dacă dai mâinile în jos, știi, la primul fail, poți să pierzi o carieră doar pentru că ai refuzat la un moment inoportun. Cum îi înveți pe copiii tăi să devină independenți financiar? Să știi că nu fac cumva cu intenționat. Restricționez în fonduri, eu fac o deficit, știi, că le creez un deficit de fonduri ca să știe. Asta cum arată, de exemplu? Uite, tu azi nu primești banii pentru...
folosești banii tăi. Uite, când vine la mine la un moment dat, când tot vineau la mine, spună, uite, merg la zi de naștere, dăm bani pentru că nu a spus, nu, uite, ai luat bani pentru cadou la ziua ta de naștere, folosește banii tăi sau, uite, vreau ceva să-mi iau. Ai banii tăi, ai stash-ul tău. Și îmi pun să se gândească la ce vor să cumpere, de ce vor să cumpere. Nu le cumpăr ceea ce au nevoie, poate, imediat, știi? Și dacă într-adevăr și-o doresc, își doresc ceva și revin consistent, mod consistent, revin la această rugăminte, înseamnă că într-adevăr și-o doresc, știi? Bine. Recomandă, te rog, câteva cărți foarte bune care te-au ajutat pe tine să atingi succesul sau să te dezvolți în calitate de profesionist. Eu sunt convinsă că ai foarte multe. Da și nu. Să știi că eu sunt foarte omnivor în ceea ce privește cărțile. Deci eu citesc totul ce îmi pare interesant. De exemplu, anul trecut am fost pasionat de istoria Angliei și am zis că ceea ce am învățat eu la școală și un pic în afara școlii nu a fost suficient și am luat câteva volume și am citit, știi. Acum, din cărțile care le-am citit mai recent, aș putea să recomand, de exemplu, cartea Five Gears de Kubitschek. Da, un alt exemplu ar fi David Marquette, îi spune Turning the Ship Around. Din fiction, un coleg mi-a recomandat, de exemplu, anul trecut mi-a recomandat un autor nou care îi spune Ian Banks, un autor englez, mi-a părut foarte interesant. Seria Culture, care o are, o serie de cărți. Science fiction foarte interesant și apropo regăsesc tot felul de idei în mai multe seriale și filme care apar ultimul timp. Și într-adevăr asta te ajută pentru dezvoltarea ta, calitatea de specialist, calitatea de... Unele mă ajută, altele pur și simplu mă relaxează și mă, știi cum... Altele sunt cărți poate de interes. Am mai citit și ultimul timp, mai avut o pasiune sau mai am o pasiune, nu am avut, nu a trecut la prezent. Ține de Skippering, Bow Skippering, știi, de bărci. Și mi-era interesant, de exemplu, să înțeleg ce se întâmplă în caz de careva situații mai stresante în mare, știi? Și am citit, de exemplu, câteva cărți anume în sensul ăsta. Cum am spus, deci sunt omnivor în sensul cărților, sau dacă îmi pare ceva interesant sau îmi recomandă cineva sau în cadrul poate unei discuții, dacă apare vreo referință care mi se pare că ar putea să fie interesantă, îmi notez și după analizez, citesc. Radu, noi îți mulțumim foarte mult pentru acest interviu și pentru timpul acordat, pentru că a fost destul de mult timp, nu știm cât de... Cred că timpul tău costă foarte, foarte mult. Și sunt sigură și sper ca tinerii să ia cât mai mult din acest interviu. Îmi pare bine să stau de vorbă cu voi. Toate cele bune. Astăzi am descoperit o altă lume unde oamenii își depășesc limitele și își deschid în continuu noi orizonturi. Am învățat că succesul unei companii depinde de cultura și oamenii pe care îi are și îi promovează. Da, noi trebuie să investim bani în pregătirea angajaților noștri, pentru că asta e viitorul. Endava e un model de succes care poate fi urmat de alte companii. Luați, furați cât mai multe din acest interviu. Și bucurați-vă, valorificați faptul că avem asemenea persoane precum Radu Lazar, de la care putem învăța. Asta e nota voastră de plată. Și nu uitați,
dați like și distribuiți acest material, pentru că el poate deveni primul pas sau motorul pentru un alt exemplu de succes. Vă mulțumim pentru susținere și ne revedem cu o altă provocare.